autoritățile locale au găsit o soluție pentru ca imobilul de pe strada Victoriei să nu se piardă. După ce s-au luptat cu chiriașii care au ocupat abuziv casa ani de zile, autoritățile au reușit să-i alunge în urmă cu 2 ani. De atunci casa a fost sigilată până anul acesta, când primăria a cerut efectuarea unei expertize tehnice pentru a vedea dacă există riscul de prăbușire. De mai bine de o lună au fost demarate și lucrările de consolidare și renovare a casei. Așa cum a promis domnul primar, odată ce am luat acea casă care era într-o deteriorare evidentă și permanentă și insalubră și multe fenomene negative care se întâmplau acolo și în mod normal, după preluare, trebuia să o renovăm. Acum am solicitat unei firme să facă o verificare din punct de vedere tehnic dacă ea nu prezintă niciun risc. Ea nu prezintă niciun risc, poate fi reabilitată, o vom reabilita într-un termen relativ scurt. După ce lucrările de renovare vor fi finalizate, autoritățile locale se gândesc să amenajeze spațiul astfel încât acolo să funcționeze o grădiniță. Destinația pentru clădirea de pe strada Victoriei a fost aleasă având în vedere criza tot mai acută de locuri pentru preșcolari. Avea o destinație socială, adică o redăm circuitului public al municipiului Buzău. Prima idee și care se pare că este cea mai relevantă este grădinița. Este un necesar și este un flux mare de copii. Avem două locații care știți că sunt retrocedate pe legea 10 și suntem în prelungirii contractului de închiriere. Obligativitatea de închiriere a dispărut de câțiva ani de zile și atunci în fiecare zi putem fi puși în imposibilitatea de a putea să mai funcționăm în acele spații. Deci necesitatea primordială în municipiul la ora asta este grădinița. Municipalitatea are în vedere și o altă destinație pentru imobilul respectiv. Acolo ar putea funcționa poliția locală, mai ales că în prezent instituția își desfășoară activitatea într-un spațiu insuficient.